Dezbaterile sunt extrem de importante. Profesorii universitari cred că discuțiile interactive pro și contra pe un subiect bine stabilit dezvoltă construirea argumentelor în mod logic. Studenții de la ASE sunt provocați să fie cei mai buni la concursul Dezbate România. Așa descriu cel mai bine profesorii competiția Dezbate România. Studenții Academiei de Studii Economice s-au întrecut în cele mai bune argumente, în spontaneitate și creativitate. S-au îmbinat două pasiuni ale mele, dezbatere și domeniul economic. Alexandru Vlad este nelipsit de la astfel de concursuri. Debate-ul l-a ajutat să privească din mai multe unghiuri tot ce se întâmplă în jurul său. De aceeași părere sunt și colegii săi de echipă. Pentru noi a fost practic o plăcere, adică nu am luat neapărat ca pe pregătire sau ca pe ceva standard, chit ca o activitate în timpul liber care ne-a plăcere și ne-am documentat, am făcut research. Am practicat dezbaterile și în timpul liceului și mi se pare un mod foarte potrivit în care să îți dezvolți capacitatea de gândire critică, de a încerca să argumentezi și să vezi diferite opinii. În concurs se pot înscrie studenții de la facultățile ASE cu vârste până în 30 de ani. Echipa câștigătoare va fi răsplătită cu un premiu în valoare de 1000 de euro. Sper ca ambele echipe de studenți să se descurce foarte bine și chiar sunt curioasă să văd cum au reușit să surprindă esența acestei, am putea spune chiar, dileme, ce este mai important, capitalul uman sau capitalul financiar. Profesorii spun că ambele echipe vor avea însă de câștigat în final. Ați aduce argumentele chiar dacă nu crezi în ele, dar măcar să ai un anumit fir logic. Mă interesează în primul rând logica ideilor, dicțiune. Competiția Dezbate România a ajuns la cea de-a 8-a ediție. Este organizată de Fundația Dan Voiculescu în colaborare cu Fisher International și editura Litera.